Luptătoarea Anastasia Nikita a devenit în premieră campioană mondială. Eleva lui Tudor Cârlan a obținut 4 victorii la Budapesta în categoria de greutate 59 de kilograme cu canadianca Laurence Buregard, chinezoaica Ki Zhang și japoneza Sakura Motoki și norvegianca Grace Bullen. În martie 2019, luptătoarea Anastasia Nikita a devenit în premieră campioană europeană Under-23, asta după ce s-a clasat pe locul 2 în 2017 și 2018. Între timp, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitări tare pentru luptătoarea Nikita, care a devenit în premieră campioană mondială. O felicit pe luptătoarea Anastasia Nikita, care ne-a adus tuturor sentimentul de bucurie și de mândrie pentru țara noastră, câștigând primul său titlu mondial la campionatul mondial senior de la Belgrad. Îi mulțumesc pentru efort și perseverență, pentru curaj și muncă. Îi mulțumesc pentru că, datorită victoriei sale, drapelul Republicii Moldova a fost arborat pe podiumul învingătorilor. Transmit recunoștința mea și antrenorului Tudor Cârlan, dar și familia Anastasiei Nikita, care au crescut o campioană. O felicit la fel pe tânăra Irina Rângaci, care a obținut medalia de bronz a campionatului de la Belgrad, mai scrie președintele Maia Sandu într-o postare pe rețelele de socializare.